Putin își distruge propria țară din cauza războiului pornit împotriva Ucrainei. În doar 7 zile, rușii devin cei mai detașați oameni din lume. Au rămas fără bani, transport aerian, competiții sportive internaționale, Eurovision și acces la site-uri porno. Rusia a devenit cea mai sancționată țară din lume și este în acest moment un stat pe jumătate izolat și detestat pe scena internațională după invazia brutală a Ucrainei. Lista cu sancțiunile impuse în prezent Rusiei sunt scoaterea Federației Ruse din sistemul de plăți bancare SWIFT, înghețarea activelor băncii centrale ruse. Elveția a decis să blocheze banii rușilor implicați în invadarea Ucrainei. Turcia a anunțat că navele de război nu mai au voie să treacă prin strâmtori. Japonia a sancționat și ea Rusia prin interzicerea emiterii de obligațiuni emise de Rusia în Japonia și înghețarea conturilor unor ruși, precum și restricționarea călătoriilor în Japonia. Apoi a venit runda a doua de sancțiuni. Măsurile vizează sectorul financiar și exporturile de componente electronice. Site-ul pentru adulți Pornhub a decis blocarea accesului pentru utilizatorii din Rusia. Din cauza acestor sancțiuni, rubla rusească a scăzut cu 30% în raport cu dolarul american. Rușii fac cozi la bancomate să scoată banii de frică să nu rămână fără ei. Niciun avion din Rusia nu mai poate zbura în spațiul aerian al Uniunii Europene. În SUA, Canada, Finlanda, băuturile alcoolice din Rusia sunt scoase de pe raft. Miercuri, în a 7-a zi a invaziei ordonate de Vladimir Putin, Moscova spune că forțele sale au preluat controlul primului oraș important, Herson, în sudul țării. Bombardamentele continuă asupra mai multor orașe, pe lângă Kiev, fiind lovit crunt peste noapte Harkivul, iar forțele ruse parcă își continuă operațiunea, chiar dacă într-un ritm mai lent, în timp ce Occidentul strânge lațul economic în jurul Rusiei.